Eu am să anunț acum telespectatorii TVR Cultural că urmează un interviu de colecție cu actorul Victor Rebenciuc, un interviu realizat de colega noastră Ana Maria Onisei, chiar la Sibiu, la Festivalul Internațional de Teatru. Ne-am întâlnit să stăm de vorbă cu actorul Victor Rebenciuc, care este invitat la FITS cu spectacolul Tatăl în regia lui Cristi Juncu, o producție a Teatrului Bulandra din București. Domnule Rebenciuc, echipa TVR Cultural vă mulțumește. Ați venit la Sibiu cu Tatăl, un spectacol în regia lui Cristi Juncu, despre care se știe deja că este absolut vânat în București, nu se mai găsesc bilete decât cu greu la reprezentații, și eu nu cred că este cineva care să nu fi scris pe Facebook sau în cronici că a ieșit foarte, foarte emoționat. Cum este spectacolul pentru dumneavoastră? Pentru mine este extraordinar. Piesa asta mi-a fost adusă de Pino Caramitru, de la Paris, și urma să jucăm la Național. Se făcuse și distribuția și tot, dar el a murit între timp și intermediarii n-au mai vrut să țină seama de această hotărâre pe care o luase el în legătură cu începerea repetițiilor pentru Tatăl. Și eu atunci, pentru că iubeam foarte mult piesa asta și îmi plăcea foarte mult acest rol și doream din suflet să-l joc, le-am spus că iau piesa și mă duc la un alt teatru. Ei au spus că iau. Am luat-o și m-am dus la Teatrul Bulandra, am vorbit cu Vlad Zampirescu, directorul interimar de acolo, care a fost foarte bucuros și călduros, m-a primit și am făcut spectacolul acolo și le sunt recunoscător pentru faptul că mi-au dat mie și celor care au văzut spectacolul ocazia să existe acest spectacol și să poate fi văzut. Aseară am jucat aici în Sibiu, am fost emoționat de primirea care s-a făcut spectacolului, niște aplauze extraordinare la urmă. Am fost fericit, emoționat și mi-am dorit și îmi doresc în continuare să mai viu la Sibiu. Ce frumos! Un personaj care se confruntă cu o boală necruțătoare, nu? Alzheimer. Da, bine. Ce e o viața unui om, toți, e ceva care ne putem întâlni toți în viața noastră cu acest fenomen, cu Alzheimer-ul, cu un tată care nu-și mai recunoaște fiii, cu un fiu care nu-și mai recunoaște părinții, pentru că e atins de microbul ăsta, ce Dumnezeului este Alzheimer-ul ăsta și care distruge atâtea familii și atâtea vieți. Da. Este un rol pe care l-a interpretat și Anthony Hopkins în filmul Tatăl. E treaba lui. Trebuia să facă și el ceva. Eram curioasă dacă ați văzut și filmul. Am văzut. E cu totul altceva. Filmul este făcut de regizat chiar de autorul piesei, Zeller. Și ei au combinat, au făcut alte piese, au făcut-o pe gustul lui Anthony. Vrea el să... Ia sunt evidențe, așa cum sunt toate filmele cu el, mereu își aranjează scene în care e bine și e rău și asta, da. Eu am respectat textul, am jucat textul și e altceva, nu a intrat în discuții și n-am văzut înainte. N-am vrut să văd și niciodată, cum să spun, piese care au fost filmate, nu le-am văzut, n-am văzut filmele dacă urma să joc eu un rol în piesă respectivă. Pentru ca să nu fiu influențat și să nu fiu cenzurat, să mă simt, nu pot să fac așa, că îmi făcea și eu la film la fel. Merg inspirația mea și cum e, la revedere, se potrivește, bine, nu, înseamnă fel. Am gândit la fel și fără să știm unul de altul. Dar la ce țineți cel mai mult legat de rol, de exemplu? Adică v-ați dorit să imprimați ceva anume sau ați avut... Cu un rol. E vorba de un om care suferă, care se luptă cu suferința lui, care nu-și dă seama ce se întâmplă și încearcă cât de cât să găsească o explicație pentru tot ceea ce îi se întâmplă. Este lovit, este aproape călcat în picioare și nu înțelege ce se întâmplă cu el. Și e o suferință, este drama unui om care probabil că era cineva, era un om, era un intelectual, un inginer, după cum spune Fisa, că ai fost inginer și el zice, habar n-ai tu. Și asta m-a impresionat. E adevărat, ai viață în el, ai ce să joci, are miez rolul ăsta.
roluri schematice am tot văzut și m-am ferit de ele cât am putut. Dar ăsta era, e un cadou, un cadou extraordinar și îi mulțumesc lui Pino că el văzând piesa a căutat, văzând spectacolul, a căutat piesa și mi-a adus-o la teatru. Vrea să o pună la el, la Teatrul Național, când era el în viață și era directorul acestui teatru. S-a gândit la dumneavoastră. Da. V-a da, văzut cumva da, în rol. Da. Vorbim și despre o colaborare cu un regizor foarte tânăr, Cristi Jungu. Da, da. Cum se împacă experiența cu tinerețea? La nu e nicio diferență. Cine încearcă să facă diferențe între... Sunt oameni deștepți și oameni tâmpiți. Cine face diferența asta, se crede că, băi, eu sunt mai în vârstă. Nu ești mai în vârstă niciodată, eu nu sunt mai în vârstă. Tot timpul am de învățat. Încă n-am terminat de învățat. Mai sunt multe lucruri pe care urmează să le descoper dacă aș mai avea timp. Dar timpul meu e din ce în ce disponibil. Timpul disponibil din ce în ce mai strâns, mai aproape de margi, uite aici. Dar și priveliștea e foarte frumoasă. Priveliștea, da, din spatele meu e minunată. Dar chiar zilele trecute, nu știu dacă știți, ați văzut, că știu că sunteți pe Facebook, a postat Florin Ghioca, fotograful Teatrului Național, o fotografie cu dumneavoastră de la Muzeul Literaturii, de la o aniversare a domnului George Banu. Mm-hmm. Erați la o terasă, stăteați pe un scaun și răsfoiați unul dintre volumele dumnealui. Eram la Muzeul Literaturii. La Muzeul Literaturii, da, exact. Am văzut poza asta. Și asta este a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Sibiu și este o ediție care îl onorează pe George Banu, da, acum că a plecat dintre noi. Ce Doamne, reprezintă? Generația mea, el e chiar cu o generație mai mică decât mine, se face apelul. Din generația mea, eu am rămas ultimul în viață, ultimul sunt. Toți cei, George Constantin, Rauschi, Cozoriș, Sanda Toma, Silvia Popovici, Albulescu, Rucăreanu, Amza, Draga, toți s-au dus. Eu încă mai mișc. Cu prudență, dar mai mișc. Dar vă gândiți la asta? Adică vă gândiți la Evident asta? Că mă gândesc. Și presiunea e și mai mare acum, pentru că sunt ultimul. Deci, probabil că ăla care are fișele, a încurcat-o, a pus-o pe a mea mai înapun și odată de peste ea și zice, a, vină, mă, încoace. Ce credeai, da. Mă gândeam la George Banu, nu știu, cum, aveți vreo amintire cu dumnealui sau... Nu. Eu prietenii cu criticii de teatru n-am. Ne-am cunoscut, am fost, eu era un om agreabil, un băiat foarte cult, foarte civilizat. M-am simțit bine în relația cu el, dar n-am fost prieten, n-am avut... Și în general nu vreau să am prietenii cu criticii de teatru, pentru ca să nu se interpreteze faptul că da, scrie bine de ăla, că e prieten, lasă, că știe mult când și aranjează sau mai scrie și despre mine, te rog, în piesa asta, că nu am chestia asta. Și în primul rând, când am început eu, nu erau critici tineri de teatru, erau oameni, toate firea care... urmăreau mișcarea teatrală și activitatea teatrală, urmăreau de zeci de ani. Eu era un tânăr care venise pe acolo, dacă scria de bine, bine, și dacă scria și de bine, era și mai bine. Dar știți cum ați reușit să rămâneți așa vertical? Este un atribut al dumneavoastră. Bașurul bastonului. V-aș provoca puțin tot legat de această fotografie. Să știți că erau câteva comentarii care spuneau că aveați niște converși foarte frumoși. Da, și asta aș vrea să vă întreb. De unde vă luați prospețimea? De unde vă luați puterea asta jucăușă? Nu din pantofi, nu. Din fericire. Așa sunt eu, nu știu. Dar nu, adică nu aveți ceva anume, să zic, nu știu, vă place să vă plimbați? Nu beau nimic, niciun elixir de dimineața, în fiecare dimineață, nu, na. Așa sunt eu. N-am ce să zic. Nici nu știu cum sunt, de fapt. Eu știu că sunt așa. Aveți o carieră fenomenală, cum și spuneam. Păi, domnule, cariera mea cred că are o vârstă.
Trebuie scoasă la pensie. Cred că am vreo, deci dacă am început în 56, sunt vreo 67 de ani, cred eu. Și cheam, atâta sunt. Deci e o viață de om. Din 90, dacă scădem 23, fac 67. Nu? Exact, 67 de ani. Sunt pe scenă de 67 de ani. E ca o căsnicie? Intervine vreodată plictisul? Nu, nu e o căsnicie. Este o, cum să spun eu, o responsabilitate imensă. Sunt o slugă a teatrului. Nu sunt un proprietar. Sunt unul care se supune legilor teatrului, care se supune personajelor pe care le joacă, încearcă să le găsească, le caute ca un nebun. Și de asta am și spus că ăsta e ultimul rol pe care îl joc, rol, și să nu se facă confuzia cum se face între rol și spectacol. E rol. Rolul ăsta îl voi juca încă mai multe spectacole, până când voi putea sau până când s-o interzice filmul. Dă guvernul hotărâre de urgență, spune, băi, să nu se mai joace piesa ta, dar ia lăsați-ne în pace cu piese de-astea capitaliste. Ce vă leagă de Festivalul Internațional de Teatru Sibiu? Păi, în primul rând că e de teatru. În primul rând că am activat de mai multe ori și în ultimul rând. Deci mai sunt încă câteva idei, dar nu în ultimul rând, zic, am și o stea pusă aici pe aleea personalităților care au fost în acest liniu, i-a pus o stea. Este ediția cu numărul 30, da. Și mă gândeam că sunt, apropo de ani, nu? 30 de ani de când se întâmplă festivalul, din 1993, practic. România tocmai ieșea de sub comunism. Nu scăpați, asta vroiam să vă spun, nu scăpați fără să vă întreb ceva despre... Suntem la televiziunea română și putem să vorbim despre Revoluție și despre ce a urmat după. A fost o iluzie? Ce, Revoluție? Da. Fără discuție, a fost o iluzie, a fost o rușine care o trăim acum. Pot să spun eu că, doamne, sunt fericit că trăiesc într-o țară care e condusă de Marcel Ciolacu. Pot să spun chestia asta? Păi nu pot să spun. Nu pot să spun. De la vânzător de covrigi să ajungi prim-ministru e o chestie care nu mă interesează pe mine. Nu se poate așa ceva. Asta e nenorocirea noastră, nu știu ce. Ce au făcut fiii foștilor comuniști și ei la rândul lor, au făcut ce au făcut, au pus mâna pe putere, noi am fost fraieri și ne vedem de profesiile noastre că le iubim, și care nu aveau nicio profesie decât că erau numiți prin filiațiune, moștenitori. Au pus mâna pe putere, au furat toți banii, suntem în gropi în loc de autostrăzi, și n-avem industrie din cauza că au luat-o ei și au vândut-o la fier vechi și încă multe altele pot să le număr aici, dar nu mai are niciun rost. Pe mine nu mă interesează, nu mai am mult de trăit și nu fac niciun fel de plan de viitor și nici o încredere în viitor nu am cu ăștia la conducerea statului. Niciun fel de încredere nu am, decât că o să cad atât de jos încât nu o să se mai găsească. O să umble lumea, băi, pe aici a fost România. Uite, bă, mai sunt niște urme, ceva. Ăștia au fost români, așa au fost ăștia. Asta se rămâne. Dacă se continuă așa, în stilul ăsta, dacă nu sunt dați la o parte cu totul, cum trebuia să se întâmple chiar în 90, cu punctul 8 din proclamația de la Timișoara. Dom'le, ai fost comunie, ai fost, hași, afară. Stai 5 ani acasă. Ați dat mâna cu Ion Iliescu în filmul lui Călin Peternețăr, nu? Ion Iliescu, da. În propriul rol. Cred că a fost prima, nu? O întâlnire, așa. Nu, îl cunoscusem dinainte pe Iliescu, dar a fost prim secretar pe la Iași. A avut funcție, da. Da, a fost o greșeală. E totuși un moment, nu, pe film, în Medalia de Onoare? Nu, a fost niciun moment, nu. Aceasta este, cum să spun eu, este... o parte proastă a filmului, îi face o
proastă reclamă faptul că există Iliescu în distribuție. Și filmul ăsta este foarte bun. Medalia de onoare. Este un film foarte bun, dar care îndepărtează spectatorii din cauza că este Iliescu în el. Și când s-a făcut prezentarea filmului la premieră, era un panou mare pe toată fațada Teatrului Național cu Iliescu în spatele meu. Era doar 5 secunde, un minut are în filmul ăla, atâta trece și dă mâna cu niște medaliați, mă rog, pe care așa. Și cu asta s-a terminat filmul cu Iliescu. După aia avem alt film, e alt film acolo. Și ăla trebuie, bă, dar lumea nu se zice, nu, altceva, care vă zic cu aia, cu poliții, să ceartă Rebenciu cu Iliescu. Nu, ori nu e așa, nu e așa film. Da. Ce vă echilibrează în viața de zi cu zi? Nu știu. Nici nu știu dacă sunt echilibrată, de merg cu baston. Poate bastonul să mă ajute la echilibru. Asta mă sigur, în echilibru fizic, da. Ați vrea să invitați pe cei care nu au văzut tatăl să vină să vadă spectacolul, fie că e la Sibiu, păi, fie că cum te invit? Eu n-am bilete. N-am bine invitat. Eu să spun, dar nu găsim bilete. Păi ce să fac eu? N-am ce să fac. A, bine, bilete se găsesc, dar vreau să spun că se vând foarte, foarte repede. Se vând foarte repede. Mi-e teamă că astea care se pun pe net, mi-e teamă că sunt ceva șmecheri care cumpără angro biletele și le vând la suprapreț, pentru că prea repede se termină. Mi se pare că e o viteză prea mare. Doamna Mihuț spunea că un spectacol reușit pentru dumneei, de exemplu, este un miracol. Și pentru că ediția aceasta a festivalului stă sub semnul miracolului, v-aș întreba ce este miraculos pentru dumneavoastră. I don't know. Nu știu ce e mine. Sunt multe lucruri miraculoase. Copilul mi-a fost un miracol și e în continuare, pentru că e copil. Nepotul dumneavoastră? Nepotul meu este un miracol. Uite, acum am vorbit cu taică s-a adineaur și mi-a spus că e la Belgrad de la micul, la un concurs de nu știu ce, și că la prima probă, care era o probă fizică, a ocupat locul 3. Dintr-un concurs internațional. Felicitări. E perfect. Locul 3, pe podium, e bine, îmi place. Și urmează azi sau mâine, nu știu cum, matematica și pe urmă ăsta, IT-ul, ce mai are a treia probă. Sper să facă față. E băiat serios, copil serios, muncește, îi place și sper că după toate chestiile astea, după ce a devenit specialist în IT, să facă teatru. Până la urmă, sper. Să fie regizor. Ar putea să fie regizor, pentru că gândește frumos, e bine, e... Da. L-ați încurajat sau v-ați mai... Nu vreau să vorbesc cu el despre chestia asta. Trebuie să vină din el, să vină dorința lui să fie asta. Nu vreau să influențez, nu e bine. Dar l-ați simțit că ar putea să meargă? Eu cred că ar putea să facă, da. Să vedem ce se întâmplă. Așadar, un nepot care să ducă tradiția mai departe. Mulțumim! Să rămână așa, vă mulțumesc! Și pentru TVR Cultural a fost fără îndoială un mic miracol această întâlnire cu domnul Rebenciu și sperăm că și pentru dumneavoastră.